Cool, în această săptămână poate pe la locul de muncă sau în planul sănătății să aibă posibilitatea legată de aceste aspecte să comunice niște frustrări celor care le sunt apropiați. Probabil că există sensibilitate mai mare, o oarecare sensibilitate sentimentală și emoțională, pasiuni, capricii, confuzii între dorință și iubire. Poate că există pe undeva și uh, lipsa de afecțiune, confuzii, manifestări afective, relații lipsite de afectivitate, poate posibilitatea chiar a unor certuri. Tensiunile pot să apară de asemenea în zonă de contracte, de asocieri, ele pot favoriza și neglijența, există posibilitatea să există mai multă dezordine uneori indiscreții de care vă puteți lovi și uneori raționamentul poate să nu uh, vă ajute în uh, tot amalgamul acesta de situații. Relațiile sunt marcate mai ușor de tendința de a evada efectiv din realitate, iar tensiunile se valorifică numai în planul creativității, a hobby a distracției. În zona educație unui copil, de pildă, folosindu-vă mentalul, ideile, sensibilitatea, creativitatea. Dacă ceea ce faceți vă face efectiv fericiți, vă susține în a fi sensibil, generoși, bunăvoința, este totul în regulă. Din 23 septembrie, din 23 septembrie există riscul ca în zona de contracte, de asocieri, să există ceva mai multe tensiuni, mai multă nervozitate și poate chiar ceva mai multe probleme. Depresii, relații poate mai posesive, tendința a unor excese, poate băutură, poate som mai puțin, poate alimente, mai puțin benefice și posibilitatea este să duceți